Bună ziua, dragii mei, și bine v-am regăsit! Vă spun toate cele bune de aici, din Grădina Botanică Dimitrie Brânză, din București, și ofer toată această magnolie înflorită tuturor acelora care poartă nume de floare. V-ați întrebat de unde vine denumirea sărbătorii Ziua Florilor? Vă spun eu, de la zeița romană a florilor, Flora. Tot în această zi, sfântă zi, prăznuim cea mai importantă sărbătoare care vestește venirea Paștelui și tot astăzi îl întâmpinăm pe Mântuitorul nostru Iisus Hristos cu ramuri de salcie în biserică. Pe vremuri, salcia sfințită în biserică era folosită în scop terapeutic. Poate și astăzi. Bătrânele se înfășurau cu ea peste talie ca să nu mai aibă niciodată dureri de spate în timpul anului, iar părinții atingeau cu nuielușa sfințită în biserică, cu nuielușa de salcie, își atingeau copiii. Știți de ce? Ca să rămână sănătoși, să fie puternici și mai ales înțelepți. Se mai spune, dragii mei, că cel care se împărtășește în Duminica Florilor are parte de toate bunele din lume și îi se vor îndeplini absolut toate dorințele. Dumneavoastră v-ați spus o dorință? Dacă deja vă doriți să petreceți această după-amiază alături de noi, este foarte bine, mă grăbesc și eu să aflăm titlurile reportajelor din această emisiune, care, zic eu, va fi una de sărbătoare și foarte specială. Noutăți și mult dulce la sărbătoarea mierii de la Blaj. Am venit cu 9 sortimente de miere, 8 sortimente de polen. Cum să faci 48.000 de lei pe an cu 5 vaci de lapte? 21 cu 27, vorbim deja de 48.000. Comuna Râciu din județul Mureș se va mândri peste 15 ani cu 200 hectare de pădure. Din 6 hectare se va mândri cu 170. Cu 200. Bazinul Legumicol din Oltenia pe linia de plutire. Agricultura nu e ușoară, dar nu avem ce face aici în zonă. În timp ce mulți tineri abia își iau bacalaureatul, Andreea are planuri mari. Vreau să dau la Universitatea din Viena, la profilul de industrie alimentară. Comuna Șona din județul Alba, un rural can-vest. Vrei să fim un sat european? La stâna lui Niță și Rotundu, un balmoș cum numai în Bucovina se mănâncă. În 10 minute e gata balmoșul. Dacă tot a venit primăvara, vă anunț, în această primăvară cele mai răsfățate vor fi albinuțele. Cresc în stupi moderni, încăpători, li se aduce mâncare atunci când n-au, li se ia mâncare atunci când au prea multă și încă foarte, foarte multe noutăți avem a vă spune, pe care le-am aflat, vă spun un secret, la târgul de miere de la Blaj. Haideți, toți apicultorii, fiți foarte atenți! Târgul Mierei de la Blaj a marcat pentru a 8-a oară cel mai important eveniment de profil al anului, orașul devenind pentru 2 zile neîncăpător, mai cu seamă Piața 1848, spațiu cu importantă semnificație istorică. Peste 80 de expozanți, sute de vizitatori au avut prilejul nu doar să se îndulcească, ci chiar să guste din plăcerea de a fi apicultor. Câte familii de albine aveți? Aproape 100. Și în afară de albinărit, ce faceți? Nu vă mai spun, și un pic de tâmplărie, și magazin. Familia deja e pe planul 3. Și domnișoara este fiica noastră? Sigur, sigur, da. Ia vino, căci. Bună ziua! Bună ziua! Cum te numești? Raluca. Și îți place ce face tăticul? Da, îmi place foarte mult și chiar îl admir că are grijă de albine. Dar tu ai grijă, în afară de a admira ceea ce face tăticul, faci și tu ceea ce face? Am intrat și eu în supină și mai ajut când pot, da. Nu ți-e teamă de albine? Nu. Bravo, înseamnă că are tăticul un urmaș de încredere, da, în familia, da, de albine, nu? Da, cum să nu? Anul trecut la târg a fost translator, ne-am împrietenit cu niște colaboratori din Slovenia. Se văd aici niște colectoare de polen. E producție proprie. Producție proprie, are inovativ sistemul de prindere. E tip tablou, ca să zic așa, se agață foarte ușor, plus acest peretele din fața deasupra ordinișului. Plus acest acoperiș din plexic. Tabla trebuie vopsit, mă rog, zornă, e la ploaie. Intenționez din toamnă, după ce ne liniștim un pic, după sezonul apicol, să fac o acțiune de promovare a mierii cristalizate. Eu pe acest tub pot pune un borcanel cu miere cristalizată, mă rog, urcă acolo albinuțele, mănâncă, să arătăm oamenilor de ce cristalizează mierea.
La fel, vreau să scoată cuvântul... Dar vreau să spune și acum de ce cristalizează, absolut, nu pentru mine, pentru cei care ne urmăresc. De exemplu, mierea de rapiță cristalizează după 10 zile. De multe ori în faguri ne pune probleme la extracție. Rapița e un sortiment deosebit, ca un șerbet, are o textură fină. Glucoza și polenul formează cristale, care imediat diseminează în toată masa, mă rog, borcanului sau recipientului și cristalizează. Poliflora, după 2-3 luni. De aici apare confuzia. Ei, clienții, pe bună dreptate, cumpără polifloră fluidă în iunie, dar până în septembrie a cristalizat. Vine și îmi spune după aia, doamne, dintr-un ultimul borcan mi-ai dat cu zahăr. A zaharisit. La fel, un termen incorrect. De asta spun, o să fac o campanie în toamnă pe tema cristalizării. Domnul Ciubătaru, am trecut așa ușor în revistă standurile dumneavoastră. Văd că aveți, slavă Domnului, destul spațiu alocat produselor dumneavoastră, nu? Cu ce ați venit aici? Bună ziua, în primul rând, dumneavoastră și celor care ne privesc. Am venit aici la Blaj, ca în fiecare an, în ultimii 5 ani, într-adevăr cu un stand destul de mare, dar aici venim cu soluții de hrănire corecte și complete pentru apicultorii din zona asta și cu apicultorii din România, pentru că mă bucur să văd că sunt aici din toate zonele țării. Și nu numai. Și nu numai, da, și din străinătate, adevărat. Și din afară și foarte mulți interesați, inclusiv de ceea ce produceți dumneavoastră, și de aceea vă rog să spuneți ce produceți pentru apicultori, cu ce veniți în întâmpinarea lor. Apicultorilor le ofer soluții de hrănire, vorbim de hrană lichidă, siropuri cu plante pentru stimularea albinelor, pentru a avea o activitate bună în nou sezon, totodată cu ceva vitamine, înlocuitori de polen, tot ce înseamnă proteine, suplimente gen medicamentație, astfel încât albinele să treacă cu bine sezonul ce urmează. Totodată oferim apicultorilor hrană solidă. Din zona, eu știu, din timpul ianuarie, februarie, care tocmai a trecut, în schimb, e bine să știe că existăm, e bine să știe că oferim soluții corecte de hrănire albinelor. Bună ziua, cum vă numiți și de unde sunteți? Bună ziua, sunt Lazar Ovin de la Poiana Vadului, județul Alba, aproape de Câmpeni. Deci e doi pași până la urmă de locul în care ne aflăm acum, nu? Da, da, da. M-am oprit pentru că am văzut această cutie de stup, dar cu patru capace, să spun așa, în loc de unul, cum este obișnuit. Ce se întâmplă aici? Ce aveți aici? Aceasta este o crescătorie de mărci, da, care poți crește odată patru mărci. Este compusă din patru... Deci patru mărci în această cutie. Patru mărci în această cutie, din care are ramă cu alimentator, pentru că matca trebuie să fie stimulată. Că de ce matca stimulată este matca cu atâta este mai bună? Dacă matca nu este stimulată, ies mărci slabe. Sau dacă se nimere, de nu este cules... Ce se stimulează? Ce se pune aici? Se pune sirop. Sirop de zahăr 2 la 1? Sirop de zahăr 1 la 1. Nu 2 la 1? Nu. Că unul... merg pe, zice, domnule, să fie mai concentrat, da, să fie mai hrănit, mai hrănitor? 2 la 1 se pune, de exemplu, când nu avem hrană pentru iarnă și atunci aveți ca să facem pentru rezerva de iarnă, facem cu 2 la 1. Dar pentru stimulare, 1 la 1 mere. Am înțeles. Deci, într-o asemenea cutie se pot face 4 cuiburi, 4 nuclee, 4 măci, nu? Da. Și mai avem aici, aveți care mulți, nu știu, ăsta este un despărțitor siel gros, care se folosește pentru a lucra într-un stup cu două măci. Acelea două măci alimentează, adună hrana într-o singură magazie. De exemplu, avem partea de jos cuibul, după aia vine magazia și atunci punem despărțitorul cel gros și aici mai formăm o familie. Între magazie. Între magazie și? Și cuibul de sus. Că avem un cuib jos, vine magazia și după aia cuibul de sus. La 7 zile devine albina lucrătoare și atunci închidem urdinișul de aici din față și îl deschidem ăla de jos. Și la albine le dăm drumul în partea stângă sau dreapta.
și albina cu legătoare vine și intră în magazia de jos. Eu încerc să vin cu noutăți și cu noutățile care sunt realizate, concepute de către mine. Vă pot prezenta un măturător de albine de pe rame cu senzor conceput din necesitatea și probat și executat și testat pe albinele mele. El funcționează, rama care ai scos-o din stup cu albine pe ea și vrei să o storci, nu trebuie decât să o introduci în măturător. Perile pornesc automat dacă are senzor, dacă nu trebuie apăsat pe buton. S-au măturat toate albinele de pe ea, iei și următoarea din același stup și când ai terminat cu toate ramele din același stup, se trage semnalul de aici, se închide și se merge în stupul de unde le-ai scos și atunci a zis, dacă omul, dacă nu le pui în același stup, să mai bat, să mai agită, să mai așa, dacă cumva din greșeală ai luat și matca și ai pus-o în același stup sau a căzut pe jos, stupul a rămas fără matcă. Deci, și corectându-le poți să duci chiar cu riscul de a ajunge și matca aici, ajunge înapoi în stup după ce, și nu are după ce scută. Altă noutate este Varosanu, i-am spus eu, o variantă de varojet îmbunătățită, care are următoarele avantaje față de varojet. Deci este un aparat pentru efectua tratamente cu varachet. Acest aparat, avantajul lui este următorul. Are capac aici și nu îți vine fumul când îi dai foc sau când lucrezi cu el să-l inhalezi, ceea ce este toxic, și fitilul se introduce pe laterală, se pun picăturile pe fitil, se introduce fitilul pe laterală, se lasă puțin încât să poți să dai foc și pornești din buton, iar când a luat foc, tot se poate închide puțin, să nu bage mult aer, ci numai fum. Domnul Simil, bine vă revăd, pot să spun așa, pentru că ne-am întâlnit în multe împrejurări, în multe locuri unde dumneavoastră vă expuneți ceea ce produceți. Cu ce ați venit aici? Am venit cu 9 sortimente de miere, 8 sortimente de polen, am venit cu multe subproduse. 9 sortimente de miere. Produse stupina proprie. Dar cum reușiți într-o stupină proprie undeva, într-o zonă unde vă aflați? Vatra de Ernare este pe Valea Rădeștului și în comuna Buteni. Județul Arad. Iar după terminarea mierii culturii de salcâm, mutăm coloniile în diverse locații. Așa se explică cele 9 sortimente de miere despre care vorbiți. Se pot obține până la 12-14 sortimente de miere pe an, dacă am prinde în fiecare locație miere din sortimentele respective. Flora respectivă. Exact. Anul acesta, din păcate, numai 9 sortimente am reușit să obținem. Cantitățile sunt foarte mici. Majoritatea sortimentelor sunt expuse pe masă, neavând acasă nici măcar un kilogram. Cum a fost anul apicol 2014? Dezastros. Puțină miere cât a fost, de-abia s-au acoperit cheltuielile de transport. Câte familii aveți? 200 de colonii, fiind certificate bio, o parte din produsele apicole nu sunt certificate bio, mă refer la mierea de rapiță și floarea soarelui și mierea de grișă. Fiind în cultură, nu se pot certifica. Ferma de vaci pentru lapte sau ferma cu bovine pentru carne? Aceasta e întrebarea. Noi am ales, dragii mei, mizăm pe ferma cu văcuțe pentru lapte. Pentru că un specialist ne-a spus și ne-a garantat că numai cu 5 văcuțe vom câștiga pe an 48.000 de lei. E, o sumă frumușică, nu? Eu propun așa, să mai calculăm încă o dată, dar împreună. Domnul director, în primul rând, bine v-am regăsit. Să vă spun de ce sunt aici. Vă rog. E un aspect care mă frământă pe mine, dar în mod deosebit pe o mare parte dintre fermieri, vis-a-vis de ceea ce se întâmplă în teritoriu, în creșterea bovinelor, în special bovina de carne, bovina de lapte. După opinia dumneavoastră, ca specialist în domeniu și nu de ieri de astăzi, spuneți-mi până la urmă care variantă este mai rentabilă pentru fermierul român, pentru crescătorul român de bovină. Acum, sigur că dacă aș discuta de rentabilitate, m-aș uita atât la istoricul pe care țara noastră îl are, cât și la ceea ce se întâmplă în alte state. Din punct de vedere a istoricului, noi în urmă cu 100-150 de ani am început selecția unei rase importante, rasa mixtă, rasa vălțată, cu însușire atât în producția de lapte cât și în producția de carne.
Sunt convins că dacă rasele de carne ar fi făcut față din punct de vedere economic în România, noi am fi dezvoltat și în ultimii 30-40 de ani acest sistem de îngrășare sau de producție a rasei de carne. Trecând granițele României, constat că țări ca Germania, țări ca Austria, ca Elveția, au un procent de 1, 2, 3% din efectivul total rase de carne. Stai că mă surprinde ceea ce spuneți. Vedeți că se insistă foarte mult de câțiva ani buni în România pe bovina de carne, motivându-se zonele greu accesibile pentru colectarea de lapte de la animalele de la bovina de lapte din zona de deal și munte. Ceea ce îmi spuneți acum e o surpriză pentru mine și aș vrea să vă explicați ce se întâmplă, de ce așa. Da, este simplu să-mi explic, pentru că cunosc sistemul. Am stat în școală în Elveția peste un an jumate și am lucrat în ferme. Sistemul din Elveția, de exemplu, unde se crește rasa de carne, este foarte simplu, în sensul că un fermier deținător a 10-15 hectare de teren agricol, care, accentuez, lucrează undeva, și asta e foarte important, de sursa de venit o asigură din serviciu zilnic pe care el îl face, dorește să păstreze acel teren și atunci, ne investind mai departe în zootehnie foarte mult, a ales ca și opțiune întreținerea rasei de carne, pentru că după un an de zile, exact, este mult mai ușor, după un an de zile vinde 10-15 viței și practic completează venitul pe care îl are de la un anumit loc de muncă. Da. Da. Ce este foarte important de menționat? Venitul obținut din producția a raselor de carne este cel puțin jumătate, dacă nu mai mic, din calculul care l-am făcut aici a RESEC, este și mai puțin, undeva 25% față de venitul obținut din producția de lapte. Ați făcut un calcul? Este un calcul care tocmai l-am pregătit și pot să-l exemplific, pentru că este foarte important din punct de vedere economic ce se întâmplă. Este foarte interesant să exemplificăm acest aspect. Ce se întâmplă, care e diferența între a crește bovina de lapte și bovina de carne? Pentru a face un calcul, să spun, cât mai apropiat de realitatea pe care noi o avem, am luat în calculul meu un efectiv de 5 capete, pentru că deja vorbim mult peste medie, că noi probabil la ora actuală discutăm de 2 capete ca și medie la nivel de țară. Deci, din calculul făcut este simplu. Dacă avem 5 vaci la un crescător la țară, care produce în medie 4500 litri de lapte. Deci nu am luat o producție mare, o producție record, am luat o producție medie la nivel de țară. Și dacă obține un leu pe litru de lapte, doar un leu, nu am luat mai mult, pentru că dacă are calitate, sigur, poate să meargă și peste un leu, el obține doar din lapte 22.500 de lei pe an, din cele 5 capete. Pe lângă acesta, ca și venit suplimentar, mai sunt încă 3 subproduse, să spun. Poate să obțină jumătate tăuraș, jumătate viței. Eu am luat în calcul că obține 3 tăurași, care poate să-i valorifice undeva la 1500 de lei, deci cu 15 lei pe kilogram și la vârsta de o lună jumate poate să-l valorifice pentru export în sistemul care funcționează la ora actuală și mai obține încă la total încă 4500 de ron. Deci ar fi 27.000 până la ora actuală venitul pe an pe cele 5 capete. Merge mai departe, el mai are încă 2 sau 3 juninci, vițele, care practic poate să le păstreze în gospodărie. Dacă le păstrează pentru înlocuirea efectivului propriu, au valoare. Dacă se gândește ca să meargă pentru comercializare, pentru piață, valoarea este de asemenea la fel de mare, pentru că la ora actuală vorbim la o junincă gestantă, care sigur este cu acte în regulă, sigur, certificată din punct de vedere a originii, vorbim de cel puțin 7.000 de ron pe vacă, pe junincă, la 1,5-1,6 ani. Deci asta înseamnă că mai obținem încă un venit de 21.000. Deci asta însumând, 21 cu 27, vorbim deja de 48.000 de ron obținut dintr-un efectiv de 5 capete. Într-un an de zile. Bun, și acum, care e problema? De ce la bovina de carne nu e rentabil? Trecem la rasele de carne. Vă rog. Ce se întâmplă la rasa de carne? Dacă luăm 5 vaci, luând în calcul că se obține un vițel de 400 de kilograme, obținem 2000 de kilograme ori 7 lei pe kilogram, vorbim de 14.000 ron. Deci asta înseamnă față de 27. Asta înseamnă jumătate
din venit obținut în producție de lapte. Păi în condițiile astea au dreptate fermierii care își pun această întrebare, care de fapt este mai, care variantă este mai rentabilă, și mă întreb de ce există susținerea asta atât de puternică pentru rasele de carne, pentru bovina de carne din partea ministerului și a autorităților în general. Să zic inconștiență? Când îmi spuneți acum de variantele astea două, mă întorc la vaca de la bovina pentru lapte și mă gândesc că, bun, el ia 27.000 de lei pe an, 270 de milioane vechi, dar în același timp, pentru că am scăzut ceva acolo la junicile alea, în același timp, din această sumă și din acea cantitate de lapte, el își întreține familia, mai dă și la un prieten, ceea ce este foarte bine, până la urmă că e pe piață, și are și cash-ul lui zilnic, aproape zilnic, din care să-și completeze cheltuielile sau să-și facă cheltuielile. Aș dezvolta un pic ideea dumneavoastră pentru că este foarte important. Deci nu numai calculul este important, calculul economic. Important este și siguranța și piața. Pentru că calculul economic poate să fie foarte bun, dar să nu ai piață. Din acest punct de vedere, din nou, rasa de carne este defavorizată și vă spun de ce. La ora actuală, calculul care l-am făcut eu, l-am făcut pe rasă de carne. Să nu uităm că ce se întâmplă la ora actuală, nu este în România sistem de întreținere pentru rasă de carne. Pentru că sistemul de întreținere pentru rasă de carne înseamnă 5 viței produși din acele 5 vaci, 5 viței îngrășați în România, dați la abator și valorificați în România sau pe piață. Și ies întotdeauna 5 din 5? Mă duc cu calculul rotund, că ies întotdeauna 5 din 5. Ce se întâmplă la ora actuală? Nu este sistem de întreținere pentru carne, pentru că la ora actuală, deci producem, facem prin încrucișare, producem vițel obținut prin efectul heterozis, luăm probabil 2-3 milioane mai mult decât am obține în cazul în care mergem pe rasă curată, rasă bălțată, prin încrucișare față de rasă curată, vindem la export vițelul la o lună de zile și vaca o mulgem. Și atunci, dacă dumneavoastră faceți un calcul, mergem și mai departe. La asta ora... e varianta care? Varianta de mijloc, care se întâmplă la ora actuală. Deci, de ce spun lucrul acesta? Deci, pentru vacă că de mixtă? Vaca mixtă, însămânțată cu rasă de carne, vândut vițelul la export și ai și lapte și ai de carne. Da. Deci, este minunat. Minunat tot în inconștiența noastră, pentru că sigur, calculul este mai bun undeva cu vreo 10%, să spun, la ora actuală, pentru că se obțin acele 3-4 milioane în plus. Doar că peste 5 ani, fiecare însămânțare care o facem la ora actuală cu rase, cu încrucișare, cu rase de carne, va însemna scădere din efectiv. Deci asta înseamnă că este încă o dată o inconștiență din partea noastră să însămânțăm la acest nivel, să propunem o încrucișare la nivel atât de mare, doar gândindu-ne la următorii 2-3-4 ani. De ce spun aceasta? Pentru că noi sistemul aplicat la ora actuală îl facem undeva de 3 ani. Sistemul de încrucișare pe rasă de carne. Asta înseamnă că o să mergem undeva deci încă vreo rasă, 2 ani. Pe rasă de carne băgați... pe rasă mixtă se bagă rasă de carne. Deci de ce vreau să spun acest lucru? E un semnal de alarmă. Să nu confundăm ce se întâmplă la ora actuală cu sistemul de întreținere pentru carne. Deci când discutăm de sistem de întreținere pentru carne, vorbim de vaca de carne, da, întreținută, produsul întreținut până la îngrășare. Deci nu valorificat la export și după aia vaca mulsă, pentru că asta nu mai funcționează. Corect, așa este. Și ce se întâmplă mai departe? Vom avea două probleme mari. Deci nu mai avem, pe de o parte, înlocuire în efectiv, pentru că tot ce înseamnă încrucișare înseamnă scădere din efectiv și înseamnă valorificare. Și asta înseamnă că peste 3 ani sau 4 ani de zile ne vom trezi că nu mai avem efectiv de reproducție. Pe care să lucrăm. Corect. Dar acum, din punctul dumneavoastră de vedere, sau bănuiesc, mă gândesc acum la ceea ce faceți aici, la obiectul dumneavoastră de activitate. Până la urmă, n-ar trebui să vă intereseze care și cum se cresc sau și cu ce destinație și pentru ce crește bovina. Din punct de vedere economic nu mă interesează, pentru că prețul la doză este la fel și la rasa de carne ca și la rasa de lapte. Din punct de vedere profesional mă interesează, pentru că lucrăm de 40 de ani în domeniu și eu planific ca și peste 40 de ani să facem reproducție și ameliorare. Dacă noi vom merge într-un sistem de producție în continuare, de încrucișare, peste 5 ani, nu peste 40 de ani, noi vom vorbi ca și istorie de întreținerea vacilor de lapte în România. Aș merge mai departe cu
posibilitatea valorificării produsului. În primul rând, și aș merge tot la istorie, România nu are tradiție în creșterea sau sistemele de întreținere și îngrășare pentru carne. România nu are istorie și nu are tradiție în consumul cărnii de vacă. Sunt două lucruri foarte importante. Pentru că asta nu poți să dezvolți de astăzi. Dar poate ne învățăm mâine să consumăm și carne de De acord, dar atunci trebuie planificat paralel cu îmbunătățirea consumului în România, trebuie planificat și strategia de dezvoltare a raselor de carne. Deci să nu mergem la grămadă acum, încercăm tot sistemul să-l trecem pe sistem de producere a cărnii și noi practic o să ne trezim că nu are cine să consume această carne. În România trebuie să ne gândim că vorbim de crescători mici, care am spus, principala sursă de venit este vaca de lapte sau vaca, să nu-i spun acum vaca de lapte, iar el are nevoie de venit lunar, dacă nu zilnic. Sigur, așa este. Știți foarte bine că venitul asigurat din producția de carne este venit anual. Bun. Ce o să facem cu acest crescător care trebuie să-și plătească curentul, telefonul, pâine și ce mai are de plătit în fiecare lună? O să aștepte, o să scrie pe caiet ca să aștepte anul și să-și vândă tăurașii? Ca să-și vândă vițelul. În concluzie, domnul director, ce să le spunem crescătorilor de bovine? Eu le-aș spune un singur lucru. Eu calculul cred că marea majoritate au cam înțeles. Da, calculul care l-am făcut să fie atent observat, să fie, dacă se poate, de fiecare refăcut acest calcul, statul până la urmă să înțeleagă că noi avem de nevoie ca acești crescători cu 3, cu 4, cu 5 vaci să-i dezvoltăm, pentru că până la urmă ei reprezintă 80% din efectivul pe care noi îl avem în țară. E o realitate. Și mai mult decât atât, tind să spun, cunoscând din experiența Occidentului, că am încredere mare în aceste ferme familiare, ferme de 5 capete, de 10 capete, de 30 de capete, de 50 de capete, pentru că sunt gospodărite de către ei, sunt lucrate în eficiență maximă și am încredere că orice val vine, indiferent, criza prețului la lapte, vedeți acum cade cota la lapte, acești crescători vor face față. De ce? Pentru că vorbim de valorificare în zonă restrânsă, dar e foarte important pentru stabilitatea națională, pentru că acest producător își asigură odată familia lui cu produsul, că vorbim de lapte, că vorbim de smântână, că vorbim de brânză, poate să asigure în zonă lărgită, tot în zona lui de activitate, poate să asigure cu aceste produse. De ce să dăm voie să vină din altă parte cu anumite produse când noi practic putem să organizăm ca fiecare crescător el în zona lui să-și valorifice foarte bine produsul. Este. Deci, domnul director, eu cred că din discuția noastră scurtă, ce-i drept, dar punctuală, cred că cei care ne urmăresc au înțeles foarte bine care variantă este mai rentabilă și cu siguranță oamenii își fac mai bine calculul decât ministeriabilii. Și știu ei bine ce să facă până la urmă în propria gospodărie. Optează pentru o variantă sau alta, este treaba lor, dar sigur ei își fac calculele lor. Și dacă dumneavoastră ați punctat aceste lucruri, cu siguranță e un plus și în gândirea fiecăruia atunci când stabilesc care variantă este cea mai rentabilă pentru ea. Mulțumesc foarte mult! Și eu vă mulțumesc! Organizat și pentru o sală de nunți pentru ca copiii să nu meargă să fie nevoiți să cumpere meniul de la 1 milion în sus, să-și poată face în condiții foarte bune aici. Avem în fiecare în satul Sânt Martin, Ulieș și Nima căminele modernizate, mai modest un piculeț în satul Nima unde am numai 100 și vreo 60 de locuitori și îl folosim mai mult pentru mesele, dar e modernizat cu tot ce trebuie, gaz, apă, tot ce trebuie. Celelalte sunt încă am început acum reabilitarea încă o dată de când le-am făcut. Așa? Am modernizat... Păi da, din 96 până acum au trecut ceva. Am modernizat toate școlile pe bani europeni, pe programul operațional regional. Am școli... Câți elevi aveți? 626. Cu grădiniță. Și avem școlile Sânt Martin 1-8, Uliaș 1-8 și grădiniță, Râciu 1-8 și grădiniță. Și la Coasta Mare avem 1-4 și grădiniță. Toate sunt noi, modernizate și cea de la Coasta Mare este nouă. Le-am făcut pe programul operațional regional. Și acolo pot să vă spun că sunt economii mari făcute. Sunt școli moderne. Mă laud, încălzire centrală, canalizare, apă curentă, absolut tot, sala de sport în mediul rural, bază sportivă nouă le-am făcut. De partea artistică încerc
tot zbat să fac un ansamblu mic, până în clasa 8-a mă pot duce, după ce pleacă din la Târgu Mureș la liceu copiii, nu mai vin la dansuri populare, zi, nu mai vin. Dar e bine că e aproape Târgu Mureș, sunt 22 de kilometri, fac naveta și vara este o bucurie să-i văd pe toți acasă și sunt foarte mândru. M-aș întoarce la localitate și la aspectele economice. Ce suprafață are localitatea? 7360 de hectare agricol. Arabil are, cred că, nu mă înșel, în jur de 4600, 8, până la 5000. Și celelalte categorii ce sunt? Categorii sunt păduri, intravilanul, cu da, case, da, păduri, câteva dealuri. Păduri, câte păduri aveți? Păduri, domnilor... Zâmbiți, de ce zâmbiți? Când întreb de ce zâmbesc? Pentru că în momentul în care am căutat prin arhivele statului și la Cluj și la Turda, că am aparținut de tot felul de raione și județe în perioada interbelică, n-am găsit proprietăți. Mai de mult, în perioada imediat, comunele din Câmpie au fost împroprietărite. De exemplu, și Incaiu, comuna de vecină cu mine, are în composesoratul de la Sovata. Uh-huh. Râciu n-am găsit, nici la Reghe, nicăieri n-am găsit. Și am găsit o pășune împădurită de 6 hectare. Am făcut demersuri ministeriale și am primit aprobarea să o primesc în comuna Răstolița. Cu gândul... Câți kilometri sunt de acolo, de aici până acolo? 60 de kilometri. De la Reghin în sus, pe Valea Mureșului, spre Toplița. Dar, cu gândul, vă spun foarte sincer, și asta și motivat ministrului de atunci, intenționez ca acolo să fac o mică tabără pentru copiii din comună. Adică vara, perioadele de iarnă, să aibă să-și două săptămâni, deci o săptămână. Deci aveți proprietăți pe Râciu și pe alte localitate. Dar având atât de puțină pădure, am profitat de acel program a Fondului de Mediu și am depus Fondului de Mediu 114 hectare pe o perioadă de 5 ani. Ce ați făcut? Am depus terenul la dispoziția lor. Am pus terenul la dispoziția Fondului de Mediu. Am făcut un din contract. Din suprafața totală a comunei. Din pământul degradabil și din pășunile care odată, o lună pe an, se puteau fi folosite de către ciobani. 114 hectare, am făcut demersurile cu hotărâre de tot ce trebuie și cu o coparticipare de 8% a comunei. Și restul de 92% a venit prin Fondul de Mediu. Și am pus în lucru și terminate 114 hectare împădurite. Și cu 6, iată că ați făcut 120 de hectare de pădure, nu? Și vă mai spun încă una de care sunt foarte mândru de împădurire, gândindu-mă la nepoți, la copii. Acum am semnat contractul de 2 luni, încă era ministru Corodi la Târgu Mureș și am semnat contractul încă pentru 58 de hectare. Și acum suntem în faza de licitații să începem împădurirea încă la 56 sau 58. Secretarul știe mai bine. De împădurire. Vă dați seama, peste 10 ani, peste 15 ani... Exact. 15-20 de ani, da, va fi o pădure, da. Și de... Așa. Râciul, mai mult de atâta... Din 6 hectare se va mândri cu 170... Cu 200. Cu 200 de hectare de pădure. 200, că am mai pus și în jurul bazei sportive. Lucru extraordinar. În curtea stației de epurare am pus iar vreo 400 sau 500 de tei și vreo 16 feluri de pomi. Am împădurit. Mi-e ciudă că n-am făcut-o asta acum vreo 10 ani. Ce n-ați reușit să faceți? Ce v-ați propus? N-am reușit, deși proiectele le am, am vreo 12 proiecte încă în care stau și la mine, exact cum stau în draft la Fondul Român de Dezvoltare Rurală și încă de 3 ani de zile n-au reușit să-i dea drumul, nicio sesiune de depunere pe bani europeni, că pe aia mă bazez, am făcut modernizarea străzilor din localitatea Râciu. Am făcut vreo 3 km și vreo 200 de asfaltări, rigoli, dar s-a oprit finanțarea pe ordonanța de guvern 577 și a transformat acum în ordonanța 28. Aici am niște datorii care trebuie să mi le achit față de executantul lucrării, eu ca beneficiar, și pe urmă o să continuu. Asta sunt străzile din localitate, 9 km 400. De care, străzi care devin asfaltate. Dar vreau să vă spun, puteam să le asfaltez, puteam să le bag pe niște fonduri, dar n-am vrut, pentru că am schimbat rețeaua de gaz care era introdusă în anii 58-60. Am introdus rețeaua de apă, am introdus canalizarea
s-au mai aruncat și la Rom Telecom pe jos și am spart de 4 ori străzile astea. Uh-huh. Vă dați seama că mi-am asumat riscul ăsta ca primar și numai acum m-am apucat de rigol, de asfaltări, acum de 2 ani m-am apucat. Dar de când a venit acest nou guvern, a oprit tot ce a fost investiții. O mare greșeală. Apropo de ce spuneați, partea economică. Păi atunci când am făcut cei 20 de kilometri, de 24 de kilometri, 20 de kilometri, 9800 de asfaltări în comună, o angaja oameni din comună. 2 ani de zile, aproape 40 de oameni au lucrat și luna februarie ne-a dat voie să lucrăm și luna februarie. Și am lucrat și aia 40 de oameni, câte 4 membri într-o familie, ia că să fac vreo 200 și ceva de membri ai familiei care beneficiază. De ce? Nu ai cum să oprești investițiile. Și în restul timpului oamenii ce fac? Cu ce se ocupă? În afară de agricultură? Pentru că aveți vreo... Avem o parte din de mare. Avem ca în fiecare comună profesori, poliție, sediu de poliție, primărie, o parte comercială mai micuță, o parte din cetățeni care lucrează la extracția, la caz. Avem stații de comprimare, stații de brigadă de uscare, avem vreo 100 și ceva de cetățeni care lucrează la gaz cu un salar bun și care să și vede un piculeț pe ei. O parte fac naveta la Târgu Mureș și în anumite munci. Avem câțiva crescători de animale mai dezvoltați de la 10-15 vaci încolo. În fostul CAP m-am implicat în anii 98-99, nu i-am dat voie, transformându-se în asociație, n-am dat voie să se distrugă nimica, am susținut-o din spate și acum este un fel de parc agroindustrial unde avem o ciupercărie, vreo 5 fermieri sunt acolo, sigur că nu arată încă foarte bine grajdurile, că oamenii au investit în animale, cei care produc și acum urmează, dar important că sunt în picioare, nu sunt niște ruine pe 10 hectare, sunt în picioare și se lucrează, acolo avem 1, 2, 3, 4, 5 crescători de vite și restul lumea de pe câmpie este liniștită, domnul Banu, și să vă spun de ce. Noi producem în fiecare an. Dacă ne ajută Bunul Dumnezeu și vremea ne ajută, păi anul trecut am scos, băiatul meu a scos aproape 80 de tone de sfeclă pe 22 de hectare. Aproape, fără 7 tone, 70 ceva de tone, până în 80 de tone. Date cu 1,9% zahăr, cu tot o depășit 80 de tone cu coeficientul. Noi producem în fiecare an. Noi, dacă ne ajută Dumnezeu, noi avem ce să mâncăm și ce punem în pivnițe. De asta dovada că omul de pe câmpie este un pic mai sigur pe el, un pic mai... Nu are nevoie de căsi mari, căsi înalte, căsi... Nu, el are nevoie că știe, merge în pivniță... Să aibă condiții merge, de viață decente. Și este că acei oameni minunați au cam îmbătrânit. Și cu tinerii avem o problemă. E o problemă generală asta cu tinerii care migrează spre alte zone, spre mediul urban și chiar în alte părți ale Europei, știa, din păcate. Tinerii se pună mâna pe carte. În bazinul legumicol al țării Oltenia, familia Stanciu face legumicultură pe linia de plutire. Adevărul este că tradiția și lipsa unei alte perspective îi mai determină deocamdată să mai facă legumicultură și să se mai ocupe de agricultură. O poveste foarte interesantă pe care mi-aș dori să o cunoașteți și dumneavoastră. Se spune că legumicultura este o loterie. Am vrea să vedem dacă și în cazul noastră se potrivește acest dicton. Stăm de vorbă cu domnul Stanciu Gigi. Și doamna? Stanciu Ionela. Din? Comuna Izbiceni, județul Olt. Comuna Izbiceni, județul Olt, o zonă recunoscută din punct de vedere legumicol. De când vă ocupați de legumicultură? De 10-15 ani, așa, mai profund, în profunzimea meseriei de legumicultor. Pe ce suprafață cultivați? Suprafață protejată 36 de ari și la câmp 2 hectare. E, cum e cu legumicultura? E o loterie sau nu? Da, să știți cum se spune de mult timp, asta așa este. Care ar fi problema? De ce? Ce vă ține pe loc? Piața de desfacere e cea mai... Deci producem și piața de desfacere e cea mai grea. Nu aveți unde să valorificați marfa sau de ce? Da, în mare măsură, da. Există centre de colectare, depozite de legume? Nu, aici nu există așa ceva.
Ați fi tentat să dați producția unor centre de colectare sau ar fi mai tentant să mergeți în piață să vindeți în detail? Noi fiind singuri, nu prea avem timp de mers la piață, de stat la tarabă, cum se zice, dar cu centrele, eu zic că cât de cât, după câte am auzit, e bine, pentru că poate să stea marfa o zi, două, o săptămână acolo la o temperatură oarecare, dar aici, dacă nu, valorifici în maxim 3 zile, se strică. Se pur și simplu muncim degeaba. Bun. Și totuși, ce vă menține totuși pe linia de plutire sau ce vă determină să continuați în activitatea aceasta? Păi neavând ce face în zonă, aici este zona legumiculă, asta e singura sursă de existență. Ați încercat să obțineți fonduri europene? Da, suntem beneficiarii, familia Stanciu, măsurii 112. Primer fermier. Da. 40.000 de euro ați obținut? Da, 40. Și am avut în achiziție un tractor și freză. Pentru cultura și mare sau vă ajută și aici? Solar. Și pentru solar, pentru că e un tractor care se comportă foarte bine la solar. Deci e un tractor mic, dar ca și putere mai mare, dar e foarte bun, pentru că ne ușurează munca foarte, foarte mult. Vă gândiți și la alte proiecte, la alte fonduri europene? Mă gândesc că poate v-ați dori să vă modernizați serele, salariile. Să ne modernizăm. Acum baza este, dacă nu scoatem din timp, cu încălzire, adică pur și simplu o centrală, și să facem alt tip de solar. Cum a fost anul trecut? Ați avut producții bune? Cum v-ați descurcat? Cât de cât a fost bine, adică nu foarte bine, bine în sensul că față de 2013 a fost mult mai, deci mai bine. 2013 a fost un an de cotitură pentru legumicultori, dacă nu au compromis culturile, mare parte dintre ele au fost foarte afectate. Dacă și în 2014 era ca și în 2013, eram greu de tot. Vă puneau pe butuci. Greu, deci foarte greu. Nu gândeam că noi să aruncăm, producem și să o aruncăm pur și simplu la gunoi. Deci la... Dar îmi spuneați puțin mai devreme că în toamnă chiar ați avut necazuri și ați aruncat producția de gogoșari, așa și e? Gogoșari și ardei gras. Cum vă alegeți și... materialul săditor? Pe ce soiuri mergeți? Pe soiurile majoritate olandeze și cu tomatele bulgărești, că sunt mai ieftine, dar oricum gustoase, gust, au astea bulgărești. Și olandeze a mers pe ardei. Ardei gras și ardei capia. Ce spun clienții dumneavoastră despre legumele pe care le produceți? Noi nu prea punem atâta îngrășăminte încât să le stricăm cât de cât. Oricum nu au gustul cum erau odată alea românești, dar sunt mulțumiți. Pentru că altfel nu mai vin să mai ia de la noi, vin aici, zice, domne, a fost bine, mai venim să mai... Ați avut probleme cu boli, dăunători? Cum ați tratat problema? Deci suntem foarte greu. Necăjiți din punctul ăsta de vedere? De ce? Foarte greu, pentru că acum, din cauza, sunt niște insecte, se numesc tripși, care din faza de răsad ne iau și până la comercializare, până la când se fructifică, strică și aspectul, compromit cultura, pur și simplu și vrejul, cum îi zice, și fructul. Bun, și cum tratați? Cu insecticide, pesticide... Sunteți de 15 ani în activitatea asta, ați învățat din experiența proprie, din propriile greșeli. Ce ați spune celor care vă privesc și poate se gândesc să înceapă o afacere în domeniul acesta? Agricultura nu e ușoară, dar nu avem ce face aici în zonă. Deci toată lumea trebuie să muncească. Nimeni nu poate să stea să zică nu e bine sau că e foarte bine. Deci, care ar fi ingredientele pentru a asigura o afacere de succes? În primul rând, baza. Care ar fi baza? Partea financiară. După aceea cât costă o seră pe care vă doriți, care ar fi așa în visul dumneavoastră? Spre care tindeți, mă gândesc. În jur de 10.000 de euro. De suprafață de 10-12 aeri de solar. Deci cum... Vă gândiți să accesați fonduri europene pentru ridicarea unei astfel de sere? Da, ne-am gândit. Acum așteptăm nou. Da.
și vreau un 1-2-1, asta e 50-50 și să vedem cum ne încadrăm. Ați avea cofinanțare? Nu, mergem la bănci și sperăm, ne gândim, deci de asta și facem, că dacă stăm așa pasivi, nu, dacă nu suntem optimiști, domne, facem, punem în încălzire, trebuie să obținem, că altfel nu putem, nu ne putem da înapoi, că e, să ne plafonăm la un nivel, domne, nu mai e bine că totuși vă mențineți atitudinea asta pozitivă. Eu vă urez succes și sper să aveți producții bune și un an bun anul acesta, fără surprize. Eu sper totuși să vă găsesc cu bine într-o altă perioadă a anului, cu producții bune, cum ați spus. Să veniți și atunci când e producția în solarele mari, să vedeți. Da, avem și ce vedea. Da, bineînțeles. Acum suntem la început de an, de... N-avem ce vedea decât răsadurile. Să le urăm mult noroc. Și dumneavoastră la fel. Mulțumim. Bună ziua, frumoasă bijuterie. Da. E ultima achiziție, nu? Ultima achiziție, da. Cu cine stăm de vorbă? George Bașturea, administrator la Asociația Agrotehnică SRL. Da, și ultimul beneficiar al măsurii 1-2-1, nu? Da. De modernizare a exploatației. Câți bani ați dat pe tractor și care a fost proiectul, de fapt? Care a fost valoarea proiectului? Suma totală a fost 57.500, prețul final. Și, într-adevăr, suntem ultimul proiect care a trecut pe măsura 1-2-1. Cum ați obținut banii? A fost greu? A fost ușor? Cum a fost? Nu a fost foarte greu, a trebuit doar să avem răbdare, deoarece un dosar din asta pentru accesarea de fonduri ți-a ceva timp și nervi. A fost prima experiență de acest gen? Nu, deja e al 5-lea proiect. Bun, atunci trebuie să ne povestiți, aveți experiență în spate. Da. Când ați accesat prima măsură, primul proiect? Am început cu Sapard, am luat o combină, după aia un fel. Când se întâmplă asta? Prin anii 2000, la început, nu? La început, în primul sau al doilea an, când a apărut această măsură. După aia am mai luat un tractor pe FADR și acesta e al doilea proiect, îl luăm prin GAL. Când a fost înființată societatea? În 1999. Oh, aveți experiență în spate, dar pe vremea aceea tot dumneavoastră vă ocupați de firmă? Nu. Sau cine? Tatăl? Tatăl se ocupa, eu am venit din urmă. Reluat ștafeta. Sperăm că o să mă descurc. Ce sunteți de meserie? Am terminat Facultatea de Finanțe, Bănci și Contabilitate și n-am profesat deloc. De ce? Păi agricultura cred că e mai tentantă. Dar ați venit cu ideea de finanțare. L-ați ajutat pe tatăl cu cofinanțarea? Cum a fost? Măcar din punctul acesta de vedere, a avut un sprijin în dumneavoastră? Păi a avut un sprijin, că, după cum spuneam, necesită ceva efort elaborarea unui dosar din asta și a fost bine că am fost mai mulți. Cât teren ați reușit să strângeți la un loc în tot acest timp, din 1999 până, iată, în 2015? În momentul de față lucrăm 927 de hectare în arendă. Și în proprietate cât aveți? Avem destul de puțin, până în 70 de hectare. E, merită agricultura după atâția ani? Merită. E rentabilă? Merită. E destul de rentabilă, sau a fost. Acum se pune problema din ce în ce mai mult a prețului de achiziție. Cerealele au un preț din ce în ce mai mic și ne e destul de greu să mai facem profit. Cum v-ați descurcat? Anul trecut a fost un an bun? Dacă vorbim de cantități, a fost un an foarte bun. Aș vrea să se repete anul ăsta. În schimb, prețurile de achiziție au fost sub orice critică. Văd că v-ați construit aici o hală, mă gândesc că este pentru depozitarea cerealelor, nu? Da, pentru depozitare o să încercăm să nu mai vindem la recoltare, să încercăm să ținem producția pe stoc cât mai mult în vederea obținerii unui preț mai bun. Începeți un an bun, cu dreptul? Aveți fonduri să începeți un an cu dreptul? Da, precipitațiile care au căzut până acum ne fac să sperăm că o să fie bine și anul ăsta. Fonduri găsim. Mai... Să revenim la tractoraș, pentru că e foarte frumos, l-am admirat chiar de pe drum, am zis, asta e cu siguranță ultima achiziție a fermierului la care vom merge astăzi. Ce știi să facă? Păi, principala lui meserie o să fie să încarce cerealele în camioane și, cum spune,
punem noi să strângem în magazie cerealele, pentru că vine tractorul, basculează și trebuie să fie adunat cumva. Care a fost prețul lui de achiziție? 57.000 de euro și 500. Va face cu siguranță treaba. Ce alte utilaje mai aveți în societate? Păi mai avem două combine, trei tractoare de capacități mai mari și încă trei tractoare din astea mai mici, plus tot ce înseamnă utilajele astea, semănători, pluguri, mașină de erbicidat. Cam e tot. Suficient? E acoperiți toată plaja de operațiuni pe care trebuie să o faceți sau ați mai avea nevoie de ceva? Ar mai fi nevoie de ajustări, dar nu stăm atât de rău. Probabil sunt alții care stau. Așteptați nou PNDR? Vă gândiți la noi investiții? Da, fonduri europene? Îl așteptăm, pentru că de curând localitatea noastră a fost inclusă în lista localităților cu risc mai mare de secetă și probabil o să mai avem încă un coeficient de 20% nerambursabil. Și asta e un mare plus. Ce aveți de gând să mai achiziționați pe noul PNDR? Păi ar fi bun un tractor de 400 de cai și cu niște utilaje să schimbăm puțin tehnologia, pentru că noi mergem în continuare pe tehnologia clasică, cu arat, discuit, și asta are cheltuieli destul de mari. Vă mulțumesc tare mult! Sper să aveți un an bun, profitabil, succes! Mulțumesc! Muzeul Național al Satului Dimitrie Gusti a fost gazda unei nunți tradiționale grecești. Un cunoscut ansamblu din insula Scopelo a susținut un spectacol de dansuri specifice din mai multe insule grecești, dar cel mai important moment a fost reproducerea pașilor unei ceremonii de nuntă. Domnule Dumitrescu, Muzeul Satului gazda unei nunți tradiționale grecești astăzi. Cu ce ocazie? Este vorba de ziua tradițională, ziua națională a Greciei, care s-a sărbătorit pe 25 martie și cu ajutorul UNESCO Grecia și al ambasadei Greciei la București a fost organizat acest turneu al ansamblului din insula Skopeos în scopul de a constitui și a reconstitui o nuntă tradițională grecească, în așa fel încât publicul care este prezent în Muzeul Satului să poată să constate cum era o nuntă tradițională acum circa 100 de ani în Grecia, în insula respectivă, pentru că trebuie spus că în funcție de zonă, tradițiile sunt puțin diferite în Grecia. Ca și la noi, de altfel, și nunțile noastre erau diferite în funcție de zonă, cred că și la ei, din ce am observat, tradiția astăzi s-a schimbat, ca și la noi. Ați observat, poate știu, asemănări cu nunta de la noi? Da, am văzut niște asemănări în privința gătelii capului miresei, care este o parte cea mai importantă a unei nunți tradiționale românești, și la ei am văzut același lucru, găteala, pregătirea miresei în ceea ce privește capul, broboada, basmaua, este aproximativ aceeași. Are o mare importanță pentru că o fată înainte de a se mărita trebuia să fie atent pregătită de către rudele ei, de către partea feminină a rudelor, în așa fel încât să se prezinte cu găteala capului perfectă din punct de vedere tradițional. După cum știm, și grecii sunt ortodoxi. Constat că și ei au aceleași tradiții în ceea ce privește mireasa, cu pașii care trebuie făcuți, care se respectă în privința plecării miresei, ajungerii la casa mirelui, toate aceste lucruri cu mici diferențe adevărat, dar sunt aproape aceleași și la greci și la români. Mireasa, după cum vedeți, se îmbracă ca precum o regină. Toată averea miresei, cum era atunci, deci vorbim deci cam cu 100 de ani în urmă, toată averea de atunci era rochea, care rochea mergea din mamă, mama o dădea la fată și așa mai departe. Bănuți de aur se pun de jur împrejurul capului, deci pe frunte, la cap, și bineînțeles este că această vestuță și mânecuțele sunt lucrate cu fir de aur. Sunt 7 feluri de rochi. Doamna Ioana o să iasă în față. Asta deci o purtau cele necăsătorite când era nunta. Se vedea că e necăsătorită și aștepta după mine, cred că, să o placă băieții. Cherasia și Alexandra aveau rochea roșie, să iasă dânsele în față, și astea le purtau la logodnă sau la zile foarte, foarte deosebite. În
și doamna care este lângă mine poartă rochea albă complet și exact așa și cu baticuțul și era fata necăsătorită. Gătitul miresei, costumele tradiționale brodate manual sau dansul mirilor și al nuntașilor sunt doar câteva dintre tradițiile asemănătoare dintre poporul român și cel grec, observate atât de invitații speciali, membrii ai ambasadei Greciei la București și ai clubului UNESCO, cât și de public. Scopul venirii noastre aici și în special aici la Muzeul Satului este dansă tradițional de nuntă din insula Skopelos, din regiunea Glossas și este un dans tradițional cum se făcea deci acum 200 de ani. Vorbiți-ne puțin despre ansamblu, câți membri are și care a fost traseul turneului în România? S-a venit, s-a mers invitați la Călimănești de domnul primar, am avut acolo două zile, tot așa cum ați văzut și aici. După aia am avut o întâlnire cu domnul primar de la sectorul 2, cu domnul Nicolae Onțanu. Acolo au fost diferiți invitații pe parte de cultură, ca să poată să discute și să se pună niște legături pe parte de cultură. Deci scopul a fost pentru Ziua Națională a Greciei, care a fost pe 25 martie și fiindcă știm că românii țin și ne iubesc și suntem ca niște frați, de-aia am și ales ca să venim pentru această zi aici la dumneavoastră. Ne-ați încântat cu dansul, cu nunta. Cum este tradiția astăzi? Se mai păstrează? Se face și în ziua de astăzi și încercăm ca să o dăm din tată în fiu și mai departe. Vă mulțumim și felicitări! Sasef Caristume, che sin caritiria se olus. Che mi se pare stume. Ma sta lipsade. Și pe secetă. Intră în programul Câștigă meciul. Convinge-te că hibrizii Aquamax sunt campioni la productivitate pe orice vreme. Află detalii de la reprezentanții Pioneer. Sună la 021-303-5315. Câștigă mereu cu echipa Aquamax. Andreea, elevă în clasa 12-a, nu este preocupată de modă sau de cluburi, așa cum este preocupată generația ei. Mă rog, câțiva dintre ei, să spunem. Ea ar vrea să ducă mai departe tradiția familiei și afacerea familiei, fapt pentru care își dorește să urmeze o facultate cu profil alimentar. Unde credeți? În orașul ei preferat. Nimeni altul decât Viena. Vreau neapărat să o cunoaștem, să-i urăm succes și să sperăm peste ani să ne reîntâlnim. Andreea, de când nu ne-am mai văzut? De câțiva ani. Ce mare te-ai făcut. Erau acum 3-4 ani, cred, nu? Cam așa. Erai la începutul liceului? Da. La începutul liceului. Și acum ești în ce clasă? A 12-a. A 12-a. Da. Ce trec ani. Cum e școala? Majoritatea colegilor sau copiilor de vârsta ta
Unii se plâng, da. Alții se spun că e ușor, dar consecințele se văd la bacalaureat sau la oricare din examene, nu? Da. Va trebui să dai bacalaureatul. În iulie, da. Și în iunie. Cum e? Cum ți se pare? Crezi că va fi greu? Simulările au fost destul de dificile, dar cred că la bacalaureat va fi mai ușor. De ce crezi asta? Pentru că, având în vedere că au fost așa de grele simulările, cei care le-au făcut s-au gândit să încerce să pornească cu ceva mai greu, nu? Da, ca să-i ambiționeze pe elevi să mai învețe. Cum sunt colegii tăi, așa, în general, copiii de vârsta ta? Învață, sunt preocupați de ceea ce fac? Da, eu cred că da. Cel puțin la noi, la școală. E o școală bună înseamnă, nu? Da. Care e școala? Ce liceu este? Liceul Teoretic Gheorghe Marinescu. Din Târgu Mureș. Da. Da. Ce ai să faci după ce termini liceul? Vreau să dau la Universitatea din Viena, la profilul de industrie alimentară. La Viena. Da. Frumos. Dar de ce un profil din acesta și mai ales de ce o facultate din Viena și nu din România? M-am gândit la acest profil pentru că părinții mei au o fabrică de lactate și aș vrea să continui afacerea lor. Bravo! Și, pe de altă parte, îmi place mult orașul Viena. E printre preferatele mele. Așa, și vrei măcar pe timpul facultății să stai mai mult acolo, să simți viața vieneză, știi, nu? Da. Și te-ai gândit la afacerea de familie când te-ai hotărât să alegi această profesie? M-am gândit în mare parte, dar m-au influențat și părinții. Afacerea lor? Da. Deci îți place ceea ce fac părinții tăi? Îmi place. Da, știu că au afacere de familie, să pot spune, cresc și animale, procesează și lapte, colectează lapte. Mama ta, nu? E medic veterinar. Da. De ce n-ai vrut să te faci medic veterinar, de exemplu? Nu mă atrage. De ce? Nu-ți plac animalele? Sau nu-ți place să lucrezi cu animalele? Mi-ar place, dar nu știu, nu cred că sunt făcută pentru asta. Bun, hai să urmezi facultatea de industrie alimentară. O să te întorci în România, probabil? Probabil, da. Nu e sigură? Încă nu. Păi și cum faci cu afacerea de familie? Sau ea doar te-a influențat în sensul ăsta? M-a influențat, da, și m-am gândit că tot am să mă întorc, dar nu știu când. Cumva intenționez să practici și un pic meserie în afară și după aceea să vii mai învățată, mai cu multă experiență încoace, nu? Da. Să aduc tehnicile lor, ideile, probabil. Ideile lor de afaceri și de ce nu chiar mai mult. Realizez încă o afacere pe lângă ceea ce fac părinții tăi. Dacă se poate, da. Sigur. Bravo, îmi place cum gândești. Gândești matur. Și ce să spun, Andreea? Repet, mă bucur că te-am revăzut. Și eu. Că ești atât de mare, că ai crescut frumos, că gândești așa și îți doresc mult succes la bacalaureat în primul rând. Mulțumesc. Și colegilor tăi, evident, că bănuiesc că te interesează așa când e vorba de colegi, ca pe oricare. Și, evident, succes să dea Domnul să parcurgi cu bine și facultatea la Viena. Pe Valea Târnavelor, dragii mei, comuna Șona ne fură ochiul mai ceva ca una europeană. De-a lungul celor 3 mandate cât a stat la primărie, să știți că primarul s-a îngrijit de obște și de problemele ei. Iar acum se mândrește cu rezultatele și are foarte multe lucruri speciale să ne povestească. Să-l urmărim! Domnul primar, bine v-am găsit! Valea Târnavelor, comuna Șona, o comună puternică, frumoasă, ați participat la evenimentul acela organizat la Muzeul Satului din București, cele mai frumoase sate din România. Cum este Șona? Avem o suprafață de 12.000 de hectare teren arabil, o populație de 4.900 de locuitori. Vrem să fim un sat european, avem toate condițiile asigurate, avem apă în toate satele, apă curentă în toate satele. Uh-huh. Am prins un proiect 3.4.2, unde avem bias, Miclăuș, canalizare. În Șona facem trotuare,
Toată comuna este asfaltată, așa că ne putem mândri și noi cu comuna Șona ce am făcut în ea și în satele. În câți ani ați derulat proiectul acesta proiectul, cu fonduri europene? Pe fonduri europene am durat 2 ani de zile. Câte mandate? De câte mandate sunteți la cârma acestei localități? Sunt în la 3-lea mandat. Bravo, deci ați avut timp să faceți multe de lucruri. De când am venit cu apa, canalizarea, asfaltul, tot s-a făcut în ăștia 10 ani de zile de când. Înțeleg că aveți o suprafață importantă agricolă. Preocuparea principală a locuitorilor este agricultura, creșterea animalelor. Comuna Șona avem, cum v-am zis, avem o suprafață de 12.000 de hectare de teren arabil. Pe toate satele aparțin, pe toate 6 sate. Putem să fim mândri că tot pământul este lucrat. Avem o asociație la Bian și restul, pământul se lucrează individual. Avem peste 100 de tractoare în comună. Nu avem pământ lăsat în paragină, așa că fiecare om și-a luat pământul și lucrează. Toată lumea vorbește despre investițiile care se fac la nivel de localități în ideea de a moderniza satul românesc și asta este un lucru extraordinar și m-aș bucura dacă toate satele din România ar reuși să acceseze fonduri europene, astfel încât să ne putem apropia mult mai bine, mai repede de satele din vest. Dar de multe ori mă întreb dacă la fiecare din localitățile unde se implementează astfel de proiecte există și potența economică a cetățenilor pentru a plăti serviciile care li se oferă, canalizare, apă curentă, canalizare, eventual gaze și altele. De când s-a introdus gazul și canalizarea, acum lucrăm până în luna august, trebuie să fie terminată, nu se pune problema să nu se plătească. La noi oamenii plătesc tot, toate facturile, suntem o comună destul de bogată, putem să zicem. În Bia am văzut undeva un recipient unde erau numai sticle de plastic și am bănuit că... Da, avem terasa comunei sticle unde se adună sticlele se adună separat și da. Alea se predau. Și asta încercam să înțeleg că deja s-a organizat colectarea avem deșeurilor de vreo 3-4 ani de zile să lucrează așa ceva. Deci e un început, și în acest sens. Nu le mai arunc în târnavă sau pe marginea drumului, așa că se adună toate sticlele pe plastic. Am înțeles. Care sunt obiectivele principale la care vă gândiți și ce investiții, în afară de cele cu fonduri europene, ați realizat? Avem foarte multe proiecte și prin GAL și prin toate încercăm. Faceți parte dintr-un GAL? Da, facem parte dintr-un GAL. GAL, cum se cheamă? Pe Mureș și pe Târnavă, de le aparținem. Și câte localități sunt în acest GAL? Sunt vreo 15 localități. Și cine e președintele? Președinte e primarul de la Noșlac. Și lucrează GAL? Da, lucrăm. Am prins deja de la GAL, am prins două proiecte la trotuare, unde facem în Șona. Și ne gândim, avem proiecte pentru partea a doua, pentru canalizare, care ne mai rămâne pentru Șona și Lunga Târnave, unde proiectul e gata, numai să le depunem când o să ne aprobe să facem și canalizarea. Dacă facem toate lucrările astea, putem să spunem că numai să le întreținem. Să le întreținem, să facem podeță și trotuare mai avem și restul. În comuna Șona sunt de toate. Avem căminele puse la punct când în Sâmicloș acum să dăm folosință prin modernizare, tot prin bani europeni, căminul. Da. În Bia avem o sală de sport, care ne mândrim cu ea, poate cea mai faină din județ. Avem 3 școli mari. 8 clasă la Sâmicloș de român, 8 clasă la Sâmicloș de maghiare, 8 clasă în Bia și 8 clasă în Șona. Și copii? Cam cât? Cam vreo 740 de copii. Domnul primar, vorbeați mai devreme despre sașii care au părăsit localitatea și despre sărbătorile pe care le organizați periodic cu cei care au părăsit cândva această zonă. Este o tradiție la noi cu sașii. Cunosc sașii de când trăiau în Șona, aveam mulți prieteni. După Revoluție au plecat, au mai rămas vreo 10 familii de sași. Din 5 în 5 ani de zile se organizează reîntâlnirea sașilor din Transilvania și din Șona vin în Șona. De 2 ani de zile Șona a împlinit 700 de ani de atestare documentară, unde a venit din Germania cel puțin 600-700 de sași.
Ne-am mobilizat primăria cu organizat, care s-au organizat și ei, fiecare sat, SAS, care au plecat din localitatea noastră. Așa în fel am făcut ca să-ți dormă în casa unde a stat. A stat în casa lui 3-4 zile. Deși casele sunt acum ocupate, ocupate de cetățeni de naționalitate română, care locuiesc în ele, le îngrijesc foarte bine. Și a fost de acord, fiecare a dormit în casa lor. Și unde s-au făcut niște prietenii. Da, interesant această coabitare, să spun. Peste 2 ani de zile, iară o să ne întâlnim în 2017. Mulți ziceau că le pare rău că a plecat, dacă știau cum arată Șona, mulți renunțau să mai plece din Șona. Și cum vor evolua lucrurile la vremea aceea. Îs mândre de comuna lor că nu s-au degradat, ca în alte parte să se strice. Șona au rămas cum au lăsat-o ei Șona, mai frumoasă, cu drumuri asfaltate, trotuare noi, cămin îngrijit. Deci mai ceva decât au lăsat-o ei. Da, bineînțeles, mai frumoasă că cum au lăsat-o ei. Și mai bine organizată, mai bine gospodărită. Mai bine gospodărită și cu bani europeni care lucrăm și se cunoaște în comună. În Anșcor să știți că se fac activități. Comuna are o bibliotecă foarte frumoasă. Sunt mai demne de cărți care merg oameni, chiar merg la bibliotecă, deja iau cărți, mai ales copiii. Domnul primar, foarte interesante lucruri mi-ați povestit. Mă bucur că am reușit să ajung la dumneavoastră, să văd pe viu ceea ce povesteați cu alt prilej. Aș vrea să vedem câteva din obiectivele dumneavoastră. Cea mai mare plăcere. Cea mai mare plăcere. Eu zic să mergi. Ați auzit de stâna lui Niță și Rotundu? Dacă nu, vă spunem noi. Sunt doi oieri, bravi oieri din Bucovina. Unul dintre ei are și studii de specialitate și are o afacere pe profilul dumnealui. Au venit aici și președinți ca să mănânce bunătăți și eu vreau așa neapărat să vedem ce alte bunătăți mai au și cu ce întâmpină gazdele oaspeții care le trec pragul. Echipa din lumea satului a ajuns azi în Bucovina. Am și străi moldovinești, bucovineni mai exact. Da, și ai pățit Marian, deși te uiți așa la mine. Nu înțelegi ce vorbesc așa? Vorbesc moldovinește, sunt în Bucovina, acasă la mine. Am venit să vedem cum se faci un balmuș. Hai la stână! Ne așteaptă și Bașu. Bună ziua, bine v-am găsit! Bună acasă! La noi. Bine ați venit în Bucovina! Bine v-am găsit, ne întâmpinați așa cum se cuvine unui baci, de adevăratele așa și cu straie populare. Tradiția mai departe. Da, da. Vă mulțumim că ați venit și pe la noi, la stâna lui Niță și Rotundu, din inima Bucovinii, de aici, de la Gura Humorului, și pentru că ați venit să vă întâmpinăm cu un pahar de rachiu. Marie, Rodică, hai și aduceți un pahar de rachiu, că avem oaspeți. Un pahar de rachiu ca la Bucovina, așa, iar doamna la fel, în straie populare. Bășițele. Și strungărițele, cele care dau strungă și care stau pe lângă stână. Rachiu care e de fapt o afinată și știu că afinata este o licoare dragă Bucovinei, de fapt cred că e și emblema Bucovinei, dacă nu mă înșel. Bine că avem de pe acești munți afinele care sunt colectate și apoi se face o afinată care de vreo 2-3 ani stă la Butoiaș. Butoiaș de lemn. Butoiaș de lemn, da. Și am venit să vă întâmpinăm cu această licoare deosebită și multă sănătate, bine ați venit la noi. Vă așteptăm oricând în Bucovina, că aici în Bucovina oamenii sunt foarte primitori. Așa este, observăm. Sunt primitori și vă așteaptă cu brațele deschise pe toți cei care doresc să vadă frumusețile țării, să frumusețile bucovinene, mai ales în opcinile acestei frumoase României. Noroc, sănătate! Multă sănătate! Și acum, după ce servim această licoare, vă așteptăm înăuntru în stână să vedeți ce vă pregătim, să facem un balmuș și să vă arătăm ceva produse de stână, produse făcute la noi. Haideți să mergem să vedem! Am ajuns, într-adevăr, la o adevărată masă bucovineană, niște produse tradiționale. Aș vrea întâi, domnul Baci sau Baciule, să vă prezentați, să ne spuneți cine sunteți și ce produse ne prezentați astăzi. Sunt Baciu Niță Gheorghe, e numele meu și prenumele. Suntem aici la stâna lui Niță Rotundu, împreună cu ciobanul meu care îl cheamă Ilie Rotundu, care face în spatele meu, uitați, un balmuș adevărat.
Și noi ne aflăm aici e la... specialitatea cu care o sunt delectați, după ce ne vorbiți despre produsele, primele produse finite, ca să spunem, după aceea trecem la specialitatea bucovineană Balmoșu, într-adevăr. Da, sigur că da. Aici, în fața dumneavoastră, avem niște produse și de stână și de fabrică, pentru că noi avem o unitate de procesare a laptelui în orașul Gura Humorului, cu lapte colectat din împrejurim, de la fermele populației, de la gospodăriile populației. Din gospodării, nu doar din ferme. Nu, cam 80% este din gospodăria populațiilor. Lapte care îl aducem la fabrică și apoi îl procesăm în diferite brânzeturi, iaurturi și câte. Dar pe lângă toate celelalte care mai sunt și pe masă, avem și produse de stână, avem o urdă de stână, avem un caș de oaie acolo, de stână care au fost ținute în putină, în Saramură. Avem o brânză acolo de vacă care o vedeți pe masă, un iaurt, un chișleac, cum se spune la noi. Exact. Un chișleac adevărat, care lângă aceste cofe le vedeți dumneavoastră acolo, ulcioarele astea de lut pe care le folosim noi. Așa este, păstrează și tradiția, văd că și motivele bucovinene, ca și ștergarele, sunt tot de ale zonei și trebuie să recunosc că o astfel de masă în Bucovina arată altfel. Parcă păstrează mult mai bine tradiția, parcă este un Bucovina de altă dată. Produsele, da, sunt aceleași, cele de stână mă gândesc că păstrează rețeta autentică, iar aceste obiecte de decor, ca să le spunem așa, întregesc ideea de Bucovină până la urmă. Spuneți-ne un pic despre produsele de stână. Ați pomenit de urd, ați pomenit de caș. Cum se fac? Care este rețeta în Bucovina? Există o anumită rețetă? Da, e o rețetă, de fapt, nu numai în Bucovina, mai peste tot, în stâni, după ce s-au mulți oile, se lasă laptele să strecoare și apoi se duce pe foc pentru a da un clocot, să putem să facem un caș bun, cu un cheag adevărat de vițel, de la natural, nu... Deci cu, nu din comerț? Nu din comerț. Și după ce am scos... cașul de oaie și l-am dus la comarnic, la scurs, rămâne un zăr foarte bun, foarte gustos, din care îl punem din nou la fier și prin fierberea lui iese urda. O fierbere care, deci nu-i trebuie să-i pui nimic, doar din fierberea zărului, prin precipitarea zărului respectiv, când îl pui într-un ceaun, atunci la suprafață se adună bunăciunea aia de brânză care a mai rămas în zăr, cu proteine, cu tot ce are zărul respectiv, și atunci este o urdă foarte dulce și foarte gustoasă, care este căutată și care este întrebată mai ales de către străini, care până la urmă nu cunosc toate aceste produse tradiționale pe care noi le avem, le cunoaștem, poate unii le-au mai uitat, dar cu siguranță le apreciază. Trebuie să spunem că noi suntem acum la o stână turistică, da? În inima Bucovinei, unde se pot gusta, se pot degusta astfel de preparate, și urda și cașul, dar cum ne-ați pomenit și mai devreme, trebuie să mergem să vedem cum se face o specialitate, Balmoșul. Da. De obicei, noi cu Balmoșul încântăm pe toți turiștii și e un produs foarte, foarte bun, foarte gustos, și în spatele meu aici la foc îl am pe Baciu, pe ciobanul Ilie, care vă face acum, o să vă spună cum prepară el un Balmoș ca să fie și gustos, să fie și sățos și să fie plăcut celor care îl degustă. Haideți să mergem să vorbim cu dumnealui. Care este rețeta Balmoșului Bucovinean? Deci, în primul rând, am pus smântâna să fiarbă, după ce dă un clocot, începem să punem cașul de oaie și telemeaua. Și cât lăsați la fiert? Mestecăm până devine o pastă. După care începem să punem mălaiul, învârtind în continuu să nu se prindă, și în momentul când iese untul la suprafață, atunci Balmoșul e gata de servit. A și ieșit untul deasupra, mai punem niște brânză și cred că se apropie de final, nu? Da. Este în 10 minute e gata Balmoșul, făcut special pentru dumneavoastră.
Arată delicios, eu propun să ne așezăm deja la masă și să-l așteptăm să-l degustăm. Trebuie să mărturisesc că arată foarte bine. Dacă n-ați gustat până acum balmuș bucovenean, trebuie să gustați. Trebuie să vizitați Bucovina pentru că este un loc minunat, cu o gastronomie minunată și păstrată de-a lungul timpului. Noi o să ne apucăm de mâncat. Vă așteptăm și pe dumneavoastră la Gura Humorului să degustați cel mai bun balmuș. Nazi Marian, ți-a plăcut și ai văzut? Eu zic că da, așa că las camera și hai și mănânc niște balmuș. Hai! Băgeți-o floare de mai, la na 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 na, cu ce ne viața miraie, la na 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 na. Băgeți-o floare de mai, la na 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 na, cu ce ne viața miraie, la na 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 na. Fericită mi spre lume, la na 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 na, să ne liniți bagi-o tot mai bune. Fericită mi spre lume, la na 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 na, să ne liniți bagi-o tot mai bune. Păstă și noroc am dat, la na 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 na. Multă lume știe așa, la na 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 na. Și am nimeni nu mă poate lua. Multă lume știe așa, la na 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 na. Și am nimeni nu mă poate lua. Am de toate și mi-e bine, la na 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 na. Și-un fișor mindru cum n-are nimeni. Am de toate și mi-e bine, la na 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 na. Și-un fișor mindru cum n-are nimeni. Dragostea care curată, la na 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 na, să dezi, Doamne, îi mai bogată. Dragostea care curată, la na 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 na, să dezi, Doamne, îi mai bogată. Dragostea unge s-așează, la na 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 na, pătornatul îmbunează, la na 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 na. Când vine și pe la cine, la na 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 na, ia seama să-i fie bine, la na 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 na. Iată zile însoritoare după aspre vijelii. Vin florile cu soare și soarele cu flori. Dragii mei, vă mulțumesc că ați fost astăzi alături de noi. Să sărbătoriți în continuare, să mergeți la biserică și ne întâlnim săptămâna viitoare în Sfânta zi de Paște, unde sper să aveți masa plină de bunătăți și sufletul plin de credință. Și să nu uitați până atunci că lumea satului este și lumea noastră. A mea, a ta, a ta, a ta, oriunde ne-am afla. Toate cele bune și o săptămână luminată!